Pandurii vor să fie buturuga mică în partida cu Dinamo București și să producă surpriza. Flaviu Stoican recunoaște că formația din Ștefan cel Mare este favorită în acest meci, însă speră ca jucătorii săi să se ridice la un nivel cât mai ridicat. Pandurii pot împiedica Dinamo să ajungă în play-off-ul campionatului și speră la prima victorie în era Stoican. Tehnicianul gorjenilor spune că Dinamo este cea mai în formă echipă din Liga 1. Ultima perioadă, da, au demonstrat că sunt într-adevăr o echipă, au în componență jucători valoroși și mă refer în primul rând la cei din mijlocul terenului, mă refer la Buzulatic, la Nistor, la Palici, sunt trei jucători importanți, dar v-am spus, chiar dacă unul dintre ei nu va juca sau pe anumite posturi va apela la alți jucători, toți componenții lotului Dinamo au valoare. Stoican crede că în cazul în care Pandurii nu vor pierde în acest meci, atunci ar fi cea mai mare surpriză din Liga 1. Cred că da. Cred că dacă noi o să reușim o surpriză, pentru ei o să fie un lucru negativ sau un dezastru, pentru că nu-și ating obiectivul, participarea în play-off. Dar rămâne de văzut dacă noi o să fim la nivelul pe care eu mi-l doresc. Partida dintre Pandurii și Dinamo se joacă duminică de la ora 20:30.